Putem spune că achiziția sau investiția în zona imobiliarelor, deci în zona domestică, este foarte activată de prezența celor patru planete aflate și pe semnul Taurului, un semn de pământ, și pe casa a patra, o casă a investițiilor în zona domestică. Vărsătorii în ultima vreme și-au schimbat destul de mult profilul sufletesc, în sensul că putem întâlni vărsători care și-au întemeiat o familie, vărsători care s-au asociat cu oameni de care acum depind zi de zi. Deci, practic, ei au niște responsabilități sufletești pe care până acum un an nu le aveau. Nu prea mai există nativ vărsător care să nu aibă o raportare foarte strictă și foarte serioasă la cineva. Factorul lor de protecție vine din zona prietenilor elevate, a prietenilor înalte. Ei au foarte mulți oameni cu care sunt prieteni și care îi ajută în momente în care au nevoie exact de acel ajutor. Sau de o consiliere, sau poate că apelează la Sau de o persoane consiliere, sigur că da. care le pot oferi consiliere pe diverse domenii. Pe axa 40 se găsește ca casă versus carieră, realizează acest fenomen de lună plină pe al treilea decan. Deci, practic, nativii vărsători trebuie să baleze puțin energia între zona domestică, casnică, în care trebuie să se implice destul de mult zilele acestea, și zona profesională, unde și acolo există o parte de responsabilități destul de semnificative. Este de urmărit faptul că ar trebui să înțeleagă mai exact care este vocația lor, cam ce au de înțeles și de realizat, cum ar trebui să se raporteze sufletește la cele două planuri pe care le-am amintit. Practic, nativii vărsători s-ar putea să fie puțin siliți să ia și niște decizii sau să relaționeze mult mai mult decât de obicei cu oamenii în această perioadă, oameni care au un rol foarte bine determinat în viața lor. Vor fructifica destul de mult anumite elemente și pe plan domestic și pe plan profesional, doar că trebuie să înțeleagă cum pot fructifica ceva ce până acum a fost frânat. Sigur, și e lume multă, după câte văd eu, în viața vărsătorilor, sau cel puțin la ei acasă, sau în cercul lor intim. Venus aduce aici, populează foarte bine această casa a patra, ca și Mercur. Ei pot avea, știu eu, întrevederi cu rude, colegi, pot da o masă pentru șef. De altfel, au niște obligații de familie, așa cum spuneai și tu, cu cele două planete karmice pe casa a 12. Iată, se reactivează atât karma personală, cât și o karmă de familie. Au niște obligații de familie și probabil că trebuie să le facă față, și de aceea, inclusiv în spațiul lor personal, au diverse evenimente care să aducă atât familia, cât și colegii la ei în casă. Pe Revenim de cu zodia vărsătorului. După am revenit foarte interesant comentariul la nativii vărsători. Astăzi ne-am rezervat mai mult timp pentru vărsători, pentru că sunt un pic nemulțumiți de timpul alocat și, sigur, niciodată n-am fost de acord cu atitudinea agresivă a oamenilor, dar pe undeva au și ei dreptate, fiind nemulțumiți că nu le alocăm destul timp. Să continuăm să vedem ce le mai spunem. Da, prezența lui Uranus, sigur, de-abia intrat din martie pe casa a patra, dar acum în conjuncție cu Venus, poate să le dea idei, începând de la libertate, eliberare, știu eu, schimbarea unui coleg de apartament sau modificări în casă. Ei, mai ales Venus, le cere să facă, le dă posibilitatea să facă aceste modificări după imaginația lor creativă. Sigur că de marți Soarele și Mercur se vor muta din această zonă a casei, căminului, familiei, securității emoționale, se vor muta pe o zonă mult mai veselă, ceea ce înseamnă că vărsătorii au posibilitatea să interacționeze, să se bucure. Soarele pune lumină pe această zonă a bucuriei sufletului, a creativității, a amicițiilor și a pasiunilor. Luna plină puțin încheie ceva din punct de vedere socioprofesional sau ca ambiții, poate cine știe, vărsătorii au avut o anumită ambiție până acum, au investit în ea
Și acum, dintr-o dată, își dau seama ce-o fi nou în asta, că nu asta e ceea ce își doresc și își comută atenția pe cu totul și cu totul alt domeniu, lucru de altfel specific instabilității uraniene, care are, Uranus are o energie pulsatoare și vărsătorii sunt ca și Uranus, când sunt, când nu sunt, când se focusează, când nu se focusează, când acordă atenție unei anumite probleme. Sigur, îi merge și atenție distributivă, de altfel, acestui fenomen. Oportunități de a încheia noi contracte, însă, din punct de vedere al activităților de zi cu zi, fie angajează, dacă sunt angajatori, căci iată, au pe Junona acolo și Marte aduce multă energie pe această zonă, fie dacă sunt angajați pot căuta contracte noi și știu eu eventual o a doua activitate. Este multă energie aici, cum spuneam. Pe de altă parte, este nevoie și de puțină focusare. Ei se pot pierde niște reverii. Sigur, casa a 12-a nu este numai o casă extrem de spirituală și karmică, este și o casă a visatului cu ochii deschiși sau a somnului dintre somn și trezire. Și atunci ei au nevoie de oarecare focusare, nu de oarecare, de mai multă focusare, pentru că este posibil ca între aceste reverii ale lor sau cu gândul dus cine știe unde să scape cine știe ce informație pe care nu trebuiau să o dea. De altfel, părerea mea despre vărsători este că e bine să-și păstreze secretele foarte bine. De asemenea, cu această lună plină, spuneam, pe o casă atât de frumoasă, cu luna în casa carierei, îi pot fructifica la cote maxime pe o zonă profesională, adică pot intui unde pot fi foarte bine pregătiți, cum să se promoveze mai bine, se pot asocia cu oameni care la rândul lor le pot fi mentor sau sunt foarte bine pregătiți, pot intui zonele unde au un destin progresul pe plan profesional, pot debloca anumite pârghii pe zona profesională, deci există o șansă deosebită de a fi foarte activi profesional și de a înțelege exact unde au fost blocajele în ultima perioadă. Ce îi sfătuim? Să nu colaboreze cu oameni care nu au pregătirea lor din punct de vedere profesional, să utilizeze cât mai mult logica în zona aceasta, să facă lucrurile într-o măsură destul de mare pe cont propriu, pentru că acest Pluton-Saturn pe casa a 12-a îi favorizează dacă sunt proprii lor stăpâni și dacă gestionează cu foarte multă atenție planul acesta profesional. Au un soi de atracție către colaboratori care au o forță deosebită și care care sunt destul de bine poziționați, au o șansă pentru atingerea unor proiecte de durată, deci ei pot să intre în activități, în acțiuni, în proiecte care sunt de durată adevărat. Li se permite până la urmă și un soi de evidențiere pe un piedestal, adică urcușul acesta social, mai ales, repet, acolo unde au muncit foarte mult. Deci este o zonă care avantajează zona deci, în care s-a muncit. Și ar trebui să înțeleagă cum trebuie să optimizeze, cum trebuie să le facă față evenimentelor într-un mod cât mai eficient. Ei nu sunt favorizați acei vărsători care nu au proiecte, nu au planuri de viitor, nu se mobilizează, nu intră în relație cu oameni care sunt de acțiune, spuneam. Sau care nu sunt dispuși să investească pe termen lung. Căci Saturn pe casa a 12-a cere proiecte care să se construiască încet și în care să se investească mult înainte de a ieși la rampă. Și cu Saturn și Pluton în casa a 12-a, într-adevăr, ce mai au vărsătorii în destin? Trebuie să vadă ce zone din viața lor, în ce zone, de fapt, din viața lor, ei trebuie să facă corecții semnificative. Adică unde trebuie să se să se reorienteze, să se corecteze, să înțeleagă altfel lucrurile. Sau să-și asume răspunderea. Da, ce situații trebuie să ia în calcul, unde nu mai este bine să facă un anumit lucru. Deci, este o perioadă care îi
îi susține pe zona aceasta de a pune întrebări și de a transforma mai mult decât alte zodii ceea ce trebuie transformat. Acum, că apar tot felul de lucruri neprevăzute, investiții, zonă de risc și așa mai departe, totul poate fi gestionat atâta vreme cât vărsătorii descifrează misterul din orice situație. Adică dacă vine către ei, să spunem, o afacere și nu înțeleg din primul moment exact cum trebuie să se poziționeze, în momentul în care au înțeles, lucrurile merg de la sine. Ei pot atrage succes pe absolut orice zonă în perioada imediat următoare, cu condiția să înțeleagă exact marcajul din zona respectivă și trebuie să se elibereze din zona capcanelor, adică să nu se mai simtă prinși în capcană doar dacă au o responsabilitate mai semnificativă într-un anumit domeniu. Și ce le mai putem spune cu acest Pluton-Saturn în casa subconștientului? Că au o relație foarte specială cu zona de subconștient în perioada imediată următoare. Sigur, și pot pendula între două opinii contradictorii și e bine pe care o aleg. Revenim cu peștii după publicitate.